Haideți să discutăm cu unul din inițiatorii acestui proiect, dacă putem spune așa. Eu zic ca dumneavoastră să vă prezentați, să ne spuneți sintetic, pentru că noi vom prezenta pentru televiziunea exclusiv și mai ales pentru telespectatorii noștri, nu numai din județul Bacău, ci din întreaga Românie, dar ne adresăm și românilor din diaspora. Ce eveniment a avut loc, o sinteză a acestui eveniment, având în vedere că sunt 16 comune prinse în acest proiect din zona montană a județului Bacău. Bun, înainte de toate, permiteți-mi să mă prezint. Deci, sunt medicul veterinar Radu Antohe, sunt expert în dezvoltare rurală și politici agricole. Am funcționat în cadrul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, mergând în teritoriu cu politicile și cu toate deciziile la nivel de instituții care au elaborat, și aici mă refer Ministerul Agriculturii, și cât și cei care pun în practică, și anume mediul asociativ și fermierii pe de o parte. Astăzi la Dărmănești ne aflăm într-o locație specială cu un eveniment special și aici aș puncta înființarea Forumului Montan Filiala Bacău. Este o inițiativă personală nu numai a mea, cât și a colegilor cu care am început și aș vrea să le mulțumesc și pe această ocazie. În primul rând aș vrea să-i mulțumesc domnului profesor academician dr. Radu Rei, pentru că reprezintă un simbol și un standard al zonei montane în România, unei activități de peste 40 de ani dedicată muntelui, și am considerat că a venit momentul oportun ca la Bacău, un județ reprezentativ nu numai pentru regiunea de nord-est, cât și la nivelul României, muntele și are un rol bine definit și astfel locuitorii din spațiu urban și rural din zona de munte, am considerat că trebuie reprezentat și să fie cât mai bine identificat cu nevoile și cu practicile pe care la rândul lor oamenii le au și, bineînțeles, să aducem politicile la nivelul lor, la nivelul deciziilor pe care ei le așteaptă și să facem parteneriate publice-private pe de o parte, iar pe de altă parte să inițiem proiecte pentru a dezvolta zona de munte din punct de vedere al sustenabilității ei, din punct de vedere al imaginii și, de ce nu, al traiului de zi cu zi al locuitorilor. Ați mai avut întâlniri înainte de acest forum cu primarii, cu consiliile locale din, mă refer la cele 16 comune? Sigur, noi am parcurs să spun așa, o procedură pe care ne-am asumat-o, am consultat și am mers la fiecare unitate administrativ-teritorială pentru a discuta despre acest demers, pentru că la urmă nu este un demers asumat. Am considerat că astăzi zona de munte, mai mult ca niciodată, pe lângă faptul că reprezintă un ultim bastion al siguranței și al securității identității noastre din punct de vedere al românismului și al ceea ce înseamnă ca și trăsături fundamentale, și astfel am considerat că poate fi o alternativă în contextul în care astăzi ne confruntăm cu foarte mari probleme în zona de munte și nu numai, de altfel. Dacă nu avem o gândire strategică să separăm ca abordare agricultura într-un sistem intensiv care este aducătoare de profit față de o agricultură tradițională țărănească care ne-a consacrat datorită existenței pe care o avem astăzi, și aici mă refer ca bagaj din punct de vedere cultural, material, imaterial și așa mai departe, nu vom putea în viitor să parcurgem pașii de a reuși să repopulăm muntele, pentru că astăzi, din păcate, vorbim de o depopulare a populației din zona de munte, adică e un factor nociv, și pe de altă parte avem astăzi mai mult ca niciodată o problemă de valorificare a produselor obținute în gospodăria țărănească. Și de ce? Pentru că eu țin foarte mult la noțiunea de țăran. Țăran înseamnă să vină cuvântul de la țară, țarină, adică are legătură cu pământul. Pierzându-ne legătura cu pământul care ne-a consacrat și care ne-a dat identitate, atunci ne pierdem ca și structură și ca nație. De aceea muntele reprezintă ultimul bastion și am considerat și întotdeauna voi considera acest lucru, și de aceea trebuie să ne aplicăm spre o deschidere față de spațiul montan, spațiul montan rural cât și urban, bineînțeles, și împreună să creăm aceste, să zic, asociații de dezvoltare care să simtă fiecare cetățean în parte acest lucru.
din câte am văzut, reacția primarilor, a reprezentanților comunilor care au venit astăzi aici la forum, lucrurile sunt pornite chiar foarte bine și cine ar putea înțelege cel mai bine decât un om care e născut la țară? Vreau să vă spun că absolut, inclusiv reporterul fiind născut la Balcani, la Frumoasa, ați reușit și ați convins și pe reprezentanții presei că este un proiect care vine ca un sprijin în această perioadă destul de complicată pentru zona montană. Cum apreciați dumneavoastră că va fi reacția țăranului de munte, cum spunea domnul profesor? Cum să fie? Acum, completând ceea ce ați declarat dumneavoastră, și eu sunt mă consider un fiu de țăran, adică sunt din spațiu rural, provin din, și chiar sunt băcăuan din comuna Sascut, și oriunde în România am implementat și am dezvoltat proiecte sau am efectuat cu rețeaua evenimente din punct de vedere al conferințelor și seminariilor pe care le-am susținut, totdeauna m-am mândrit cu lucrul acesta, de unde vin, de unde mi-au rădăcina. Așa că ne invităm cu toții, adică ne tragem din spațiul rural, indiferent dacă locuim în urban sau în rural, toată România consider că are o rădăcină, o rădăcină pe care să o ducă cu demnitate și să o reprezinte din toate punctele de vedere. Așadar, astăzi țăranul sau fermierul, gospodarul țăran din spațiul rural are mari nevoi și mari așteptări. Forumul Montan și-a propus ca să vină, pe lângă faptul că are o componentă de educație, de informare. Cred într-o triadă, și anume informare, educare, cunoaștere. Din start nu cred că rezolvă toate problemele, dar cu siguranță elimină inacțiunea unui eșec. Așadar, țăranul astăzi are mai mult ca niciodată nevoie de informare. Astăzi aveam nevoie de o rețea națională de dezvoltare rurală funcțională. Din păcate, autoritățile au considerat că nu este un moment prielnic sau din anumite proceduri, dar mai mult ca niciodată are nevoie de informare și îndrumare. Dacă nu venim lângă el și să-i concret să explicăm ce șanse, ce perspective are din punct de vedere al facilităților, al oportunităților, al subvențiilor, al avantajelor și dezavantajelor, pentru că vorbim în zona de munte de puncte tari și puncte slabe. Dacă fermierul, țăranul din zona de munte nu înțelege acest lucru, el nu va avea acea tragere, acea pasiune de a-și desfășura activitatea, de a produce. Și tot cercul se închide cu lipsa unei rețele de desfacere a produselor obținute în satul românesc. Aici mă refer numai la zona de munte, cât și la zona de câmpie sau și podiș. De aceea este foarte important ca pentru zona de munte Forumul Montan să devină acea umbrelă care să reprezinte interesele tuturor locuitorilor, atât în urban cât și în rural. Concret, noi venim cu proiecte adaptate pentru fermierul mic și mijlociu în general, pentru că el este cel mai neajutorat. Și astăzi, dacă nu reușim să păstrăm aceste tradiții, în timp și spațiu vom pierde această civilizație a ierbii, această civilizație a pajiștilor. Pentru că dacă ne-au mai rămas ceva, ne-au mai rămas aceste pajiști care pot să dea plus valoare. Prințul Charles vine în România și este dedicat acestui concept, pentru că avem astăzi în România aproape 5 milioane de pajiști cu înaltă valoare nutritivă și naturală, ceea ce este aproximativ suprafața statului Elveția. De aceea, dacă nu reușim să câștigăm această bătălie de mediatizare și de a reuși să dăm conotația importanței fermierului, țăranului român, țăranul român de la munte în timp și spațiu nu va avea perspectivă și viitor. Iată, dragi prieteni, cuvinte foarte frumoase, e adevărat, dar bazate, desigur, pe o prezentare pe care invitații de astăzi le-au argumentat și au venit cu propuneri extraordinare. Desigur, lupta noastră trebuie să continue, dacă putem spune așa, pentru menținerea valorilor, dar mai ales astăzi s-a discutat despre zona aceasta montană. Iată, o nouă filială a Forumului Montan din România, care va avea sediul, dragi telespectatori, la Asău. Și unde putea fi mai bine decât în centrul acestor comune, cel mai aproape, centrul distanței dintre cea mai de nord comună și cea mai de sud, dar sigur aliniate pe aici la poalele Carpaților. Lucruri foarte interesante pe care dumneavoastră, dragi prieteni, le veți vedea în prezentarea integrală pe care Exclusiv TV o va difuza și desigur s-ar putea discuta foarte multe lucruri, dar deocamdată ne oprim aici și vă mulțumim.
mulțumim foarte mult și așteptăm ca de fiecare dată să ne invitați. Televiziunea Exclusiv este alături de dumneavoastră, mai ales încă o dată, atâta vreme cât și eu mă consider un țăran alături de dumneavoastră și sunt mândru de acest lucru. Noi vă mulțumim mult pentru că ați dat curs invitației și la urma urmei faceți un mare serviciu locuitorilor județului Bacău. De a informa, de a le transmite toate aceste, să spun, metode de informare, de cunoaștere, de la urma urmei și chiar un proces de a educa, pentru că astăzi mai mult ca niciodată avem nevoie de așa ceva. Iar dumneavoastră, mass media, faceți un lucru extraordinar și trebuie încă o dată să fiți felicitați și din acest punct de vedere. Vă mulțumim foarte mult pentru Exclusiv TV Eugen Ungureanu. Nu uitați, de fiecare dată suntem peste tot în județul Bacău, iar pe internet avem grijă ca și românii din străinătate să afle lucruri deosebite, să le fie dor de casă și să vadă că aici, într-adevăr, lucrurile sunt bune, pentru că sunt oameni preocupați de a valorifica tot ceea ce înseamnă valoare românească. Vă mulțumim încă o dată. Vă mulțumim!